Ercis FM, radioul sufletului tău. Dimineața împreună, dragi prieteni, suntem uh, într-o zi de luni, 29 noiembrie. Este ora 10:23 de minute, 24 chiar, și uh, drumul acesta către cer vrem și noi să-l parcurgem, urmând și exemplul atâțor, atâtor, oameni care au reușit să facă acest lucru. De altfel, aminteam la începutul acestei ediții a emisiunii dimineața Împreună despre marele eveniment istoric care s-a petrecut ieri la Roman, la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, la Capela, în capela acestui institut au fost două momente. Primul moment a fost încheierea fazei diecezane de beatificare, canonizare a slujitorului lui Dumnezeu, părintele Anton Demeter, părinte franciscan, și bineînțeles, cea de-a doua parte, cel de-al doilea moment a fost al RCSF-ului, pentru că s-au inaugurat cele două frecvențe pe care acum deja puteți să ne ascultați în municipiul Piatra Neamț și în Împrejurim, dar și în municipiul Roman și în Împrejurim. Și cu această ocazie îl am alături de mine și îl salut cu mare drag pe preasfințitul Petru Gherghel, episcopul nostru emerit, cel care a participat la acest eveniment de ieri, alături de preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul dieceze de Iași, dar și a preasfințitului Petru Sescu, noul episcop auxiliar de Iași. Bun venit, preasfințite! Bine v-am găsit! Astăzi trebuie să mărturisesc că m-am simțit privilegiat să pot participa la acest moment de la Roman, mai ales că el este legat de o istorie a mea care merge în paralelă, aș spune, cu istoria acestor mari eroi care au suferit pentru noi, pentru că noi să putem să continuăm să vestim aici în Moldova Evanghelia. Este vorba de Părintele Anton Demeter, pe care l-am venerat și îl venerăm, și îl dorim cu adevărat să fie declarat fericit și sfânt. Și sigur că este vorba și de cele două emisii de radio ale episcopiei noastre la Piatra Neamț și la Roma. Preasfințite, vorbind despre părintele Anton Demeter, a, -a, -a, a dat o mărturie, de altfel ați fost și cel care ați inițiat, nu, împreună cu toată comisia aceasta și procesul de uh, beatificare, canonizare, nu, ați public, să zicem, dar uh, haideți să le prezentăm un pic uh, ascultătorilor noștri experiența pe care ați avut-o presenția voastră. Cum îl cunoașteți? Cum uh, vi-l aduceți aminte pe părintele Anton Demeter? Trebuie să vă spun că atunci când noi am intrat în seminară, știam ceva despre aceste suferințe, probleme, știam de la părinții mei care mă avertizau că drumul pe care pornesc este un drum foarte greu, foarte dificil și sigur am avut și diferite ocazii să aflu înainte de seminar dar mai ales în timpul seminarului despre acești eroi ai noștri pe care mai târziu am întâlnit sigur în timpul seminarului auzind puțin despre ei dar mai ales când am ajuns spre sigur am descoperit această crea și tristă istorie în același timp, o istorie de curaj al acestor reprezentanți ai bisericii noastre, pentru că ei, în perioada cea mai grea, în 50-53, au trebuit să dea mărturie despre credința lor și ajungând preoți să se angajeze cu toată ființa lor în prezentarea mesajului evanghelic. Pentru asta s-au jertfit, Sigur că am auzit de mai mulți, ni se spunea așa mai încet despre unul și despre altul, atât francescani cât și diocezani, dar mai târziu am auzit direct despre această mărturie a lor și am și fost martor a unor, să zicem, semne ale acestei mărturii. Întâlnindu-l pe părintele Anton Demeter la Bardicești, acolo unde se afla un altul care, asemenea lui, a trecut 14 ani prin pușcărie. Părintele, sigur, Rotaru Mihai. Acolo, sigur că a ajuns și părintele Demeter în timpul lui de, știu eu, suferință cu cărăciorul lui cu care a impresionat și pe cei din Barticești, și pe cei din jur, și pe noi, care sigur că l-am întâlnit. De fapt, în, în 78 eu am fost numit ordinarius, o responsabilitate așa de mare pentru mine, așa de mic, și atunci am ajuns să ajung și la București, la Barticești, unde să-l întâlnesc pe părintele și să admire în persoană lui un om care a știut cu adevărat să se ofere cu toată ființa sa. Dar totdeauna bine dispus. O caracteristică pe care am încăutat să o înțeleg și sigur că n-am găsit-o decât în această iubire a lor față de Dumnezeu și de alegerea pe care i-au făcut-o, chiar dacă i-au dus pe mulți la angrei de pușcărie și iată la suferința așa de mare în care au trebuit să încheie viața lor o viață dăruită totalmente bisericii, de fapt, lui Dumnezeu și poporului nostru creștin. Asta a fost experiența mea, chiar după ce am ajuns preot, în 78, sigur, ca cu aceste persoane, așa zis, eroi și martiri ai credinței noastre pe care astăzi, întorcându-ne în istorie, îi admirăm. Chiar se amintea și ieri, au fost diferiți vorbitori, diferite luări de cuvânt, în care se vorbea despre această seninătate pe care o transmitea, această bucurie pe care o transmitea celor cu care se întâlnea părintele Anton Demeter. Și tocmai cred că este și o lecție pentru noi și să ne reamintim faptul că. Fiind în prezența lui Dumnezeu, fiind conștient că Dumnezeu este alături de tine, chiar și în cele mai mari suferințe, Părintele Anton Demeter a stat ani, zeci de ani, nu, în scaunul cu rotile și a fost, iată, a împlinit și această misiunea sa, nu, de a oferi jertfa de suferinței a crucii și, iată, putea fi văzut senin, bucuros. Sigur, această caracteristică lor a impresionat și rămâne mereu pentru toți o amintire. O amintire că ei, cu toate suferințele, au știut cu bucurie și veselie să vestească Evanghelia, să vorbească despre credință și să dea sfaturi nu numai preoților sau seminariștilor și credincioșilor care aveau nevoie. De o asemenea mărturie. Vorbesc despre părintele Anton, care sigur că toată lumea îl căuta, ca un sfânt, un om care, într-adevăr, bucuros îți transmite această uh, valoare a credinței și a iubirii și e și ai de la dânsul, totdeauna, însuflețit de un nou curaj. Asta este pentru noi o, o mărturie vie și un dar pe care l-a făcut Dumnezeu prin acești preoți și prin acest părinte Anton care a stat acolo între noi atâția ani la până a venit Revoluția și s-a retras în seminarul din Roman, seminarul francescan pentru a -mi primi misiunea de spiritual. A fost o mărturie a bucuriei slujirii lui Hristos vie nu-l vedeai niciodată trist în acest cărcior sau acest scaun cu rotile, cum mi se spunea. Totdeauna, cu toate că suferea enorm, după câte vedeam noi, mereu vesel, mereu curajos. L-am văzut în foarte multe ocazii, dar mai ales să-l văd și acum, în așa de multe fotografii, cu acest surâs al său și cu acest farmec pe care l-a transmis cu adevărat un dar al lui Dumnezeu pentru noi și îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că ne-a oferit nouă celor care am avut de dus o luptă, nu ca lor, în alte condiții, de a păstra ceea ce ei ne-au transmis, pentru ca să vină momentul să intrăm din nou în normal, cum s-a și întâmplat în 99. Iată, la 29 noiembrie 2016, cu 5 ani în urmă, azi se împlinesc 5 ani de la acel moment, începea procesul de beatificare, canonizare a, în faza diecezană, bineînțeles, a părintului Anton Demeter. Și atunci ați fost prezent la Seminarul Franciscan, la Institutul Teologic din Roman, în capelă, a celebrat, ați prezidat această Sfântă Liturghie de deschidere solemnă. Citim pe știrile de pe iercii să rămân acestea martore ale istoriei și aș vrea să vă întreb, Sfințite Petru, cum ați primit vestea sau cum ați primit această dorință și a fraților Franciscani nu, de a deschide acest proces de beatificare? După ce atâția l-au cunoscut, sigur că era această dorință în mijlocul tuturor preoților și francescani, și diocesani, pentru că, într-adevăr, el a fost unul pentru toți. Sigur că a venit momentul după mormântarea așa a avut ca un fel de răspuns la iubirea lui cu o prezență așa mare de preot la mormântare, a venit iată timpul ca, într-adevăr, aceste realități să fie puse în documente, să ajungă la Sfântul Scaun într-un proces diocezană, așa, faza diocezană, la care, sigur, că ne-am dat concursul cu toată bucuria, pentru că sigur, era o cauză a lui Dumnezeu, a Bisericii și a noastră, a tuturor, Sigur, fiind o onoare pentru întreaga Biserică, și un exemplu cam cum trebuie să fie un slujitor al lui Dumnezeu și al oamenilor. Și am participat cu mare entuziasm și la mormântare, văzând acele, știu, val de prețuire din partea tuturor, amintiri de la atâția, a venit această sfântă ocazie să deschidem acest proces. E sigur că ne-am bucurat, am participat și am urmărit cu mult interes această fază care, iată, a ajuns acum la desăvârșirea ei și la înaintarea documentelor către Congregația pentru Cauzele Sfinților. Și să dea Domnul ca această fază să se încheie cât mai curând în faza romană, unde va trece, cum spuneați deja, prin diferite comisii, pentru ca într-o zi, de ce nu, să celebrăm o sărbătoare mare a beatificării și fericitului, nu se spune fericitul Anton Demeter. M-aș bucura mult să pot participa și la o asemenea nouă ocazie de a-L preamări pe Dumnezeu prin exemplu acestui erou al bisericii noastre. Dar acest lucru este în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are pentru fiecare moment și pentru fiecare persoană planul său și o a sa și sigur că toți așteaptă și așteptăm. Și credem că această cauză este destul de evidentă pentru a se recunoaște această trăire eroică, martirică a ofertei sale ca preot slujitor și ca om în mijlocul oamenilor credincioși. Aceasta este marea lui valoare, pentru că a fost la dispoziția tuturor celor care îl căutau. Îi primea în cameră, îi binecuvânta, le arăta un surâs, îi trimitea pe toți care veneau la el să meargă în datoriile lor să-și împlinească misiunea pe care o au în lume. De deci, aceea, sigur că toți așteaptă, toți vrem și ne rugăm ca Dumnezeu să facă acest moment să vină mai repede, pentru că este cu adevărat o cauză ce merită și sunt și argumente. Trecem la al doilea punct, al uh, celebrării de ieri, o așteptare care deja, iată, s-a împlinit. Un vis care a devenit uh, realitate și uh, am anunțat uh, uh, solemn uh, și oficial că în uh, roman și în împrejurim și piatra neam și împrejurim se aude începând de ieri spuneam în mod oficial uh, radioul diecezei romano-catolice de Iași Ercis FM cum ați trăit acest moment pentru că știu că a fost și un vis personal al presinției voastre. Am admirat entuziasmul celor care au dorit și au făcut tot posibilul să se ajungă la această împlinire a dorinței și atât că am văzut-o cu ochii noi, eu ca și ordinariu să am avut într-adevăr o preocupare, mai întâi să avem la Radio Iași o Sfântă Liturghie. O Sfântă Liturghie pentru toți credincioșii noștri care, sigur, ascultau radio Iași. Și în fiecare duminică, la orele 8, a fost această Sfântă Liturghie. Și mai recent a fost introdusă Sfânta Liturghie și în sărbătorile de poruncă din timpul săptămânii. Sunt 15 ani și deci, merge înainte acest... Această, sigură că... inițiativă a venit pentru că în jurul nostru erau mai multe asemenea... Uh, unde de radio care transmiteau și credincioșii noștri erau dorniți să asculte și iată că s-a împlinit această dorință, nu numai a mea, a tuturor, pentru că, într-adevăr, era o mare bucurie să ascult cuvântul lui Dumnezeu pe undele unui radio pe care îl ascultă toți. Ne-am bucurat foarte mult după Sfânta Liturghie, mai târziu să prezentăm și noi, adică mai înainte chiar, să prezentăm și noi o dorință de a avea noi o undă a radioului a Episcopiei Catorici. Am avut tot proiectul făcut documentele care erau necesare, l-am prezentat la Comisia de Specialitate. Am fost felicitat pentru această inițiativă care a fost considerată foarte normală și bine, știu, eu, fundamentată, dar ni s-a spus că această undă la care dumneavoastră ați venit să vă prezentați este comercială și nu este o undă care să transmită așa cum dumneavoastră a dorit credincioșilor gratuit totul. Erau alte timpuri, anul 1998. 1998, sigur am fost cu o delegație la București, sigur și acolo ne-am prezentat, felicit, primind felicitări, dar cu atât am rămas. Dorința însă nu a încetat pentru că noi vroiam ca acest radio să fie numit Gloria o glorie care trebuie să o aducem lui Dumnezeu pentru că am trecut prin toate dificultățile și mai ales au trecut ceilalți și, și au făcut posibilă ca noi să putem continua. Dumnezeu ne-a acordat aceste daruri ca atare noi eram cumva dor, doritori doritor să-i cântăm gloria. Să iată că nu s-a putut, nu am pierdut curajul, iar cei care au auzit, au știut, s-au angajat trup și suflet și atac acum, în condiții noi, fără doar și poate s-a putut realiza spre bucuria tuturor, nu numai a preoților care aud acum Evanghelia sau, mă rog, aud Cuvântul lui Dumnezeu în toate posibilitățile și mai ales a credincioșilor. Și nu numai a credincioșilor de aici, de la noi, ci a credincioșilor de peste granițe, de peste tot, pentru că această undă, cum asigur, ajunge în casele noastre, nu numai pe internet, ci, iată, pe undele radioului. Lucru extraordinar pentru care le preamărim pe Dumnezeu și vă mulțumim vouă, Părinte Adrian și tot întregului colectiv care cu atâta entuziasm pentru că toți văd că sunt tineri, s-a angajat pentru a face vie această dorință și iată că s-a împlinit după o așteptare destul de lungă dar e un dar și darul trebuie să-l primim atunci când Dumnezeu ne-l da, ne oferă. Da. Ne credințează. Și aș aminti un pic pentru că, sigur, pot apărea și anumite întrebări. Nu dăm la o parte și nu uh, disprețuim sau eu știu să avem ceva împotrivă cu uh, Radio Maria. Din contra, este o binecuvântare, nu? În momentul în care a ajuns în Dieceza noastră și a oferit atâtea emisiuni, atâtea uh, posibilități de întâlnire, nu? Uh, și cu Hristos prin Sfintele Liturghii, prin programele acestea. Uh, dar uh, întrebarea era, uh, mi-a fost și adresată și mie, nu? Era nevoie de a da un spațiu mai larg tocmai romano-catolicilor și a celebrărilor noastre, pentru că uh, e foarte important. Avem o viață atât de activă în uh, dieceza noastră. Un specific al nostru. Eu consider că uh, ragiunarea a fost o etapă. O etapă care, sigur, a încercat să cuprindă pe toți, dar sigur că nu se putea să cuprind totul și specificul regiunilor. Oricum, vocea răsună mai departe, dar aici era nevoie de o prezentare a Cuvântului Dumnezeu într-o formă, să spunem, tradițională, latină, sigur, catolică, romano-catolică, dar nu numai pentru aici, ci pentru toți, pentru Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar monopolul cuiva și al tuturor. Eu am susținut foarte mult ca să se lărgească această undă și iată că a venit această împlinire când toată lumea acum aude exact ca în biserică radioul ca o mare biserică extinsă pe tot teritoriul și nu numai primind și din alte părți asemenea momente, asemenea emisiuni și Radio Maria și, iată, București, care are deocamdată o altă inițiativă care acum s-a lărgit și Angelus, toate... Este așa atat, este. Angel Stel, TV, da, care, sigur că este pentru noi o binecuvântare. M-am bucurat că s-a ajuns ca toți credincioșii și cu specificul nostru de aici s-audă mereu această voce care ajunge și dincolo. Iar dacă vine și vocea Mariei, nimeni nu se supără. Este un cânt pe care îl aducem noi cu toții, mai și precurate, pe undele radioului sau și în alte modalități. Dar radioul ia șercis, este așa cum s-a explicat foarte bine. Cu RCS, Episcopia Romano-Catolică de Iași, cu specificul cu ei și cu aceste necesități locale în care toți să se simtă bine, și peste granițe, și la Ier Ierusalim, unde se aude și știu, la Roma și unde unde a, poate știu eu, fi transmisă prin alte căi, vocea de la Iași. Așa este și e pentru. Uh a fi un program cât mai diversificat și frumos. Sunt aproximativ 50 de realizatori, colaboratori, voluntari care ne sunt alături. Eu stăteam și mă gândeam, e providențial. Pur și simplu am simțit mâna lui Dumnezeu, îmbrățișarea Sfinte Fecioare Maria în realizarea acestui proiect. Au fost și momente dificile, e adevărat, dar parcă în aceste momente primeau o nouă forță, sigur și încurajările care veneau și din partea preasfinției voastre și din partea păstorului diecezei noastre, preasfințitul Iosif, și când părea că lucrurile chiar nu merg foarte bine, parcă vine așa o insuflare, o inspirație și împreună cu echipa, pentru că întotdeauna am încercat să lucrăm împreună, să nu facem de capul nostru, am cerut părerea, am cerut sprijinul și atâția oameni inimoși s-au alăturat acestui proiect și care Iată, putem să avem astăzi o grilă atât de diversificată pentru toate vârstele, toate uh, situațiile oamenilor care ne ascultă, în mod special, sigur, și Sfânta Liturghie și Sfântul Rozariu, în ritul latin, romano-catolic, uh, și uh, cred eu că e o binecuvântare, mai ales și pentru cei care nu pot ajunge la biserică. Asta o doream noi și acest lucru l-ați realizat voi pentru asta, sigur că și Sfinția ta și toți ceilalți s-au angajat trup și suflet și cu pregătirea pentru a deveni aici așa un asemenea forum și cu în, această dăruire zilnică. M-am bucurat și mă bucur să văd și să văd că sunt atâția care s-au oferit și se oferă zilnic pentru radioul nostru. Mă bucur că este, de fapt, presunțitul cu binecuvântarea sa, care, sigur că, la care am participat și eu ca o împlinire, susține, încurajează această, știu eu, mare valoare pe care o are Episcopia Română Catolică de Iași. Ne bucurăm acum că a ajuns și un episcop tânăr și împreună cu preasfințitul, sigur, cu voi toți, colectivul mare, Puteți să transmiteți și pe aceste unde, și pe această undă, Cuvântului Dumnezeu și valorile spirituale ale noastre. Vă mulțumim pentru aceasta și mulțumesc la fiecare în parte. Sigur că poate trebuia mai mult și încă nu știm noi cum să ne uh, prezentăm, dar pentru faptul că ați ales și alegeți și uh, oferiți oamenilor această voce vă felicităm din toată inima și vă susținem cu rugăciunea noastră. Eu, sigur că am pierdut multe nopți ca să intru în această valoare încet, încet, să văd cum se aplică o dorință veche care acum a devenit mare realitate. Nu numai la noi și ea este preluată și de București și de Oradea, acum și noi Preluăm emisiuni de la București, București de Aura, cu care și... avem o colaborare deosebit de frumoasă cu Angelus TV și uh, văd că timpul trece repede, repede. Sunt lucruri frumoase, emoționante pentru noi, pentru uh, cei da. care lucrăm, dar aș vrea, simțite în încheierea dialogului nostru, să transmiteți un mesaj ascultătorilor, care se află acum, poate și lângă un telefon care uh, îi dă RCSFM-ul live, online, poate se află. Sigur, și în fața televizorului, pentru că suntem și live pe Angelus TV, dar poate se află și acolo unde atât de mult ne-am dorit, în uh, spatele sau alături de radioul din casele lor. Ne bucurăm că avem această undă. Se bucură toți și doresc ca toți, cu adevărat, să-și deschidă urechile, pentru că aici este vorba de glasul lui Dumnezeu, cuvântul său, încredințat nouă, de la apostoli, dar nu numai nu, ucenici, și sigur, fiecare în parte trebuie să știe, ca să preia acest glas al lui Dumnezeu, această voce, acest cuvânt al lui Dumnezeu, ca să ajungă la oameni pentru sufletul lor și pentru curajul lor. Într-adevăr, îi îndemn pe toți. Se deschide urechile și se deschide unda radioului acces FM. Pe aceste posibilități care le avem acum și pe care le aveți, și care cred că se vor știu eu, adăuga la toate zonele din cestul noastră. Așa e, nu ne oprim aici, abia așteptăm să intrăm și în Bacău, să intrăm în Bucovina, în Vrancea, Iași, bineînțeles, și în celelalte zone, cel puțin din dieceza de Iași. Vă mulțumim, prea pentru uh, aceste gânduri, pentru aceste clipe uh, și... Uh, ne bazăm în continuare și pe rugăciunea și pe susținerea preasfinției voastre. Mă bucur că vă văd, mă bucur că poate ajunge și eu din când în când. Sigur, vă îndemn să aveți curaj totdeauna în jurul pastorului, episcopului Iosif, ca să duceți la îndeplinirea această chemare. Așa trebuie să o considerați și misiune. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iar părintele așa venerabil Anton să ajungă fericit și sfânt și să ne ocrotească pe toți și sigur că mă gândesc și radioul pentru că prin radio s-a făcut mai mult cunoscut acest mare exemplu al său. Tuturora curaj, bucurie și binecuvântare de la Domnul prin aceste unde, prin această la radio episcopiei noastre. Vă mulțumim prea sfințite. RGIS FM, radioul sufletului tău.